Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În acest episod voi construi, asambla o sursă de laborator cu bug-boost converterul testat într-un clip anterior. Acestea sunt toate piesele pe care o să le montez. O să trebuiască să și decupez această cutie din plastic și sper ca de această dată decupajele să iasă mai bine decât în proiectele anterioare. Așa că să trecem la treabă. În sfârșit am decupat fețele, spatele și fața. Pot spune că a ieșit mai bine față de proiectele anterioare. Să dezlipesc acest scotch. Ok. Și în partea asta la alta. Invers. Sau așa. Pentru început o să montez toate componentele, conectorii, partea de din față și spatele. Conectorul acesta din spate. Conectăm întrerupătorul din față și va intra exact la fix. Nu, invers. Bananele de 4 mm. Urmează să punem și bug boost converterul. Sper să intre, că nu mai vreau să decupez mai mult. Dacă a intrat. E în regulă. Urmează să punem distanțierele. Sunt un pic amar, dar cu înălțimea mai mică nu am de ajuns. Punem și sursa de 24V. Partea atașată de împământare o să punem mai târziu, cea în care se va atașa acest conector cu inel. Șuruburile celelalte le voi pune. Ultimul îl lăsăm la sfârșit. Venim cu fază și nulul către întrerupător. Vedem ce cablu avem. Asta e ok. Și urmează cositorirea lor, ca să pot să le lipesc de acei papuci. Nulul vine aici, faza aici, să trebuiască să facem și un cablu pentru împământare, pentru a-l atașa aici. Împământare. Gata. Hai până pe aici. Mai tăiem din el un pic. În cazul împământării nu mai trebuie izolație. Chiar nu ai nevoie. Hai să punem deja cablurile astea aici. Aici era ideal un
conector semilună, ceva gen cuprindere, jumătate de inel, nu am. Lasă că merge și așa. Pe acesta mai în față un pic. Gata. Să vin pe aici, să vin pe zona asta. Așa, și aici tăiem. Să punem izolația. Am decis ca pe intrare să punem galben cu negru, iar pe ieșire roșu și cu negru. Intrare însemnând de la sursa de 24 către bagus converter și ieșirea către acești conectori Tibana. Să conectăm cablurile acestea la sursa de 24 de volți. M-am hotărât să pun conectorii bloc verzi, deoarece mi se par mai ok, decât cei albaștri. Trebuie să-i dezlipesc pe cei vechi. Gata, a ieșit. Să-l punem pe cel verde. Urmează să punem cablurile, să le montăm, plus, plusul și minusul intrării și plusul, minusul ieșirii. Și masa ieșirii. Gata. Urmează să lipim și... Punem tuburile termocontractabile. Gata, să punem tuburile. E de ajuns 160 de grade. Puțin mai mult. 200 de grade. Gata. Să prindem cablurile astea. Să conectăm cablurile la 230V. Cum vin? Partea de sus trebuie să vină către modulul acesta, către sursă. Partea de jos vine din conectorul acesta. Conectat. Găsim modalitate cum să prind. Urmează să prindem și cablurile astea la antele. Mai avem unul singur de prins. Apoi putem da drumul la sursa de laborator. Împământare de aici. Hai că n-arată rău. E ok. S-a așezat în regulă. Hai să o pornim fără capac. Ia, să-i dăm drumul. E tot în regulă. Iese bine. Gata. Hai să punem capacul. Îl punem la loc.
Și acum la final să măsurăm și ripple-ul, deși a fost foarte dificil, deoarece nu știu cât de bine măsoară acest osciloscop, plus zgomotul de fond foarte dificil de măsurat. Primul test în gol la 12V, fără consumator, avem un ripple de între 60, 50 până 70 mV vârf la vârf. O să-i dăm aproximativ 500 de mA. 500 și avem un ripple de 120-130 de mV vârf la vârf. Să creștem de data aceasta la 1 amper. 1 amper și depoi și mai mult. 1 amper. Avem 140-150 de mV vârf la vârf. Să ne ducem către tensiunea de 24V. 24. Nu știu cum măsoară, că foarte sensibil. Nu știu dacă și sonda la osciloscop e așa de bună. A, uitați să vă spun că e pe AC pus. E setat în osciloscop pe proba pe un X, la fel și în partea aceasta, pe sondă, schimbat pe un X. Deci avem undeva pe la 30, 40, 50 mV în gol, la 24V. Să creștem la 1 amper. Aproximativ 1 amper și avem 150 de mV vârf la vârf. 5V. La fel, 20, 30, 40 în zona respectivă, în gol. Creștem la 1 amper. La 500 de mA se vede că avem aproximativ 100 de mV vârf la vârf. La 1 amper, 140-150. Creștem peste 2 amperi. Deci dacă avem un curent mare, zgomotul crește drastic. Da? Asta e. Cam asta e ripple, nu prea adevărat că nu m-a interesat lucrul acesta până acum. Cam aici să termin acest clip. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!